Capitolul 17 Prilejurile de păcătuire. Isus a zis ucenicilor săi: Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește necredința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Robi netrebnici Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină o și șezi la masă? Nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încingete și slujește-mi, până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: Suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Cei zecele proși. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Isus, e învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Isus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritian. Isus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt?" nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Venirea împărăției lui Dumnezeu Fariseii au întrebat pe Isus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Venirea fiului omului. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele fiului omului și nu veți vedea. Vi se va zice, Iată la aici, iată la acolo. Să nu vă duceți nici să nu-i urmați. Căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noie în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar... În ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a ploat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, Unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.